celor care de asemenea au probleme de memorie legate de campania 2009, le-aș aduce aminte că în plină campanie, în turul întâi, în noiembrie, pentru reducerea cheltuielilor, se dădeau primele 4 zile fără plată în tot aparatul bugetar și în decembrie, exact între turul 1 și 2, era a doua tranșă de alte 4 zile neplătite. Deci, este greu să susțină cineva că una am vorbit în campanie și alta am făcut în timpul mandatului.